Bună dimineața, dragilor! Plămânii sunt organe vitale pentru funcționarea organismului, care, privite în mod simplist, sunt responsabile de realizarea schimbului de gaze din organism, respectiv de producerea oxigenului și de eliminarea dioxidului de carbon. În lipsa funcționării lor, însă, corpul uman nu ar fi capabil să supraviețuiască. Astăzi faceți cunoștință cu o metodă de diagnosticare modernă a afecțiunilor pulmonare și anume tomosinteza. Despre ea ne va informa domnul dr. Nicolae Nalivaico, specialist în radiodiagnostic. Tomosinteza este o metodă radiologică care permite integral de a investiga structura anatomică a organelor cutiei toracice. Dacă noi vorbim de patologia sistemului respirator, deci orice substrat anatomic, patologic, mai mare, cu dimensiunile de 1,5 mm, de acum poate fi identificată în imaginea radiologică. Deci este o sinteză integrală a structurii anatomice sistemului organizat și permite identificarea, localizarea topografică caracteristică a procesului patologic. Acest aparat se deosebește de alte complexe radiodiagnostice că doza de radiație ionizantă este minimală. Deci corespunzător și efectul biologic radiației ionizante este cu mult mai mic. Asta este. Deci nu prezintă pericol pentru sănătatea pacienților. Domeniul nostru este patologia pulmonară integrală. Deci, dar în cadrul examinărilor pacienților care sunt dirijați la consultații în cadrul Institutului de Ftiziopneumologie, noi depistăm diferite patologie și maladii de sistem, inclusiv tuberculoza, cancerul pulmonar, ceea ce este foarte important pentru diagnostic și diagnostic diferențial. Către investigație va fi dirijat pacientul de către medicul specialist în domeniu. Medicul pneumolog, medicul oncolog, atunci când sunt indicații directe. Noi nu putem să propunem persoane date cu scop profilac să efectueze tomosinteză pentru că nu are niciun sens. Pacientul trebuie să fie după indicații clinice. Cu scop profilactic în Republică se efectuează radiografia toracică digitală. Care ar fi mesajul meu? Să invităm populația să se adreseze la medicul de familie și să se examineze cu scop profilactic o dată în an. Aceasta a fost Porțile de Sănătate de astăzi. Faceți regulat investigații medicale ca să fiți la curent cu starea reală a propriei sănătăți și să puteți interveni în timp util cu suport medical dacă este nevoie. Vizionare plăcută în continuare! Toate bune!